ceva în întuneric sau chiar tâlhar. Ai văzut-o? Eu aud! Se apropie! Simt un miros! Avem indicii! Aventurilor cu întorsături. E serios de misterios, nu le reziști. Înregistrări non-stop, noi nu ne lăsăm deloc. Alfred Ariciul Detectiv, un străin printre noi. Dăm biletul! Îl vreau! Dăm biletul! Dăm biletul! Îl vreau! Potoliți biletele! Fetelor, toate o să mergeți la premiera lui Ricardo Iepuroiu. Eu vreau! Super! E minunat! Îmi place blana lui albă? Am vândut toate biletele. Super! Va fi cel mai grozav festival al primăverii. N-aș fi prea sigură de asta. Ce vrei să spui, Cynthia? Am auzit că idolul tău, Ricardo, a sunat și a anulat spectacolul. Minți! Ca de obicei. Când mă gândesc că ai promis în tot orașul că îl vei face pe Ricardo să vină la noi, câți bani va trebui să returnezi? Vai! Eu am vrut să fac asta. Minte, nu-i așa? Ei bine, ele nu sunt de acord. Cred că le-am pierdut. O să-l sun pe Ricardo să aflu ce se petrece. Spun eu ce se petrece. Cine ești? O să mă prefac că n-am auzit. Sunt Ricardo Iepuroiu. Vă rog, fără autografe. Nu semeni deloc cu Ricardo. Bineînțeles că sunt Ricardo. Cine mai e atât de grozav? Vă rog, fără autografe. Impostorule, chemați poliția. Un alt fan dus cu pluta? Ei bine, asta a fost tot. Am șters-o. Anulați-mi spectacolul. Chiar ești Ricardo, nu? În sfârșit, cineva recunoaște vedeta. Poftim un autograf. Dar ce s-a întâmplat cu blana ta? Ei bine, asta încerc să aflu. Noua mea înfățișare mi afectează mult stilul. Nu se poate să anulezi spectacolul. Glumești, nu? Nu pot să cânt pe scenă. E primul meu festival al primăverii. Nu pot să-mi asum riscuri. Stai! Dacă îmi dau seama de ce ți-ai schimbat culoarea, atunci ai cânta? Da, cred că da. Dar nu mai ai mult timp. Nu contează. Spune-mi când a început totul. Luna trecută eram în locul unde făceam repetiții. Îmi desăvârșeam mișcările. Atunci am remarcat o pată maronie pe braț. Da, bravo! Nu i-am acordat prea multă atenție. Dar peste o săptămână am găsit mai multe pete. Am crezut că-s murdar. Așa că m-am frecat cu putere. Blana albă e amprenta mea, trebuie să o mențin curată. Știți ce vreau să spun. Petele n-au dispărut. Și m-am trezit maro. O adevărată pacoste. Pentru fanii mei, desigur. E serios de misterios. O să începem la tine acasă, Ricardo. Camille, Milo, avem de lucru, să mergem. Eu rămân aici. O să-i dăm noi de capăt, nu-ți face griji. Ce fel de indicii căutăm, Alfred? Ceva din mediul înconjurător l-ar fi putut face să-și schimbe culoarea. Poate nu i-a prit mâncarea. Desigur, e un caz simplu de alergie. Caz rezolvat, ce buni suntem! Încă n-am aflat ce anume. Da. Un detaliu minor. Ne trebuie mostre din tot ce am mâncat în ultimul timp. Supă de morcovi? Suc de morcovi? Prăjitură de morcovi? Trebuie să examinăm mâncarea la sediu. Ca să fim siguri că nu e otrăvită, nu? Era o glumă. Primul indiciu.
mâncarea. Ce urmează? Ricardo a spus că a făcut duș, o să examinăm apa. Desigur, țevile ruginite murdăresc apa și asta ar fi putut să-i schimbe culoarea. Caz rezolvat! Sau nu? Ca să vezi. Gura! Apa se poate contamina uneori, de pildă după ploile puternice. Al doilea indiciu, apa. Așadar, e adevărat. S-a întâmplat ceva neplăcut cu Ricardo. Tu ce cauți aici, Cynthia? Întrebarea e, ce căutați voi aici? Ricardo o să renunțe, nu-i așa? Vezi-ți de treaba ta, Cynthia. Fetelor, Camille a dat de necaz. Festivalul va fi un dezastru. Ricardo nu va veni. Ricardo nu va veni? Liniște! Vrem să-l vedem. Să mergem, fetelor. Baftă, Camille, o să ai nevoie. Hei, a luat mostra de apă. O să-și schimbe culoarea? Eu am vrut să fac asta. Se pare că nu. Ce păcat. Ei bine, nu e nimic anormal. Mâncarea e 100% naturală, iar apa e 100% apă limpede și de izvor din pădurea cioturoasă. Ei bine, atunci asta a fost tot. Adio, concert! Unde crezi că te duci? Acasă. Aveam o înțelegere. Dacă Alfred deslușește misterul, ai spus că o să cânți. Dar nimic. Ne-a mai rămas o oră. N-am de gând să o las pe Cynthia să-mi râdă în nas. Cine te-a învățat asta? Unde mergem acum, Alfred? Vreau să văd unde exersezi. Cred că ceva din mediul înconjurător a determinat schimbarea asta. Bine, dacă mă vede cineva. E suficient pentru tine? E bine, aici exersez. Putem pleca? Milo, Camille, să luăm niște mostre de plante. Salut, copii! Salut, Lumus! Salut și la revedere! Ce căutați aici, Alfred? Ricardo a spus că a exersat aici toată iarna. Am vrut doar să... Ricardo? Ricardo, e puroiu? E aici? Unde e? Arată-mi! Acolo, în tufișuri! Nu e aici! Vrei să mă tragi pe sfoară? N-aș încerca așa ceva nici într-un milion de ani. Nu-l vezi pe Ricardo în tufișuri? Spune-mi care parte din nu pricepi. Ați terminat aici, Valea! Cea mai bună idee pe astăzi? Vreau doar să fac o poză. Alfred, nu e momentul potrivit pentru o poză. Am găsit al treilea indiciu. Zău? Nu înțeleg cum o poză cu niște tufișuri e al treilea indiciu. Da, sunt foarte confuz, Alfred. Asta nu-i ceva nou. Ricardo, ce fel de iepure ești? Grozav, isteț, vesel. Tipul preferat de fete. Of, doamne, la specie se referă. Angora, iepure de casă, de câmp. Oh, da. Mi-a spus mama odată, dar cred că am uitat. Am lucruri mai importante la care să mă gândesc, înțelegi? Ricardo, zici că ăsta e primul tău festival de primăvară? Da, și? Aha! Asta explică multe. Ricardo, știu de ce ți-ai schimbat culoarea. Serios? Mai exact. Știm că nu din cauza hranei sau a apei. Nimic din toate astea nu ți-a adus petele. Dar când am fost la stânca lui Lumus, am descoperit că nu te putea vedea în tufișuri. Dacă mă întrebi pe mine, n-a fost o pură întâmplare. Cred că e o metodă de a te camufla. Vrei să spui că schimbarea asta e naturală? Da! Ricardo, ești iepure polar. Blana ți se schimbă odată cu anotimpurile. De asta ești greu de observat de prădători ca Lumus. Întrucât e prima ta primăvară, n-aveai de unde să știi. Wow, ce ușurare!
dar tot nu pot ieși cu culoarea asta pe scenă. O să-ți revii la normal. Nu arăți foarte rău, Ricardo. Da, ies în evidență. Festivalul primăverii! E timpul să arăți ce poți, Ricardo! Făcând pași, în pădure, în pădurea cioturoasă, scufia mea! Și să-l faci să cânte. Eram sigură că o să dai greș. A fost ușor, nu-i așa, Alfred? Da, așa! Bravo! Nu toți iepurii își schimbă culoarea ca Ricardo. El e special. Este iepure polar. Alb iarna, dar maro la venirea primăverii, ca să se ascundă printre iarbă și tufișuri.